Toate drumurile sunt adevărate teste de răbdare în această vară, în timp ce Valea Oltului este centrul haosului în acest moment în ceea ce privește traficul, iar rutele ocolitoare aduc șoferilor ore în plus la volan. Ministrul Transporturilor nu dă înapoi. Sorin Grindeanu este în continuare categoric și exclude ca lucrările de reabilitare să fie desfășurate pe timp de noapte. Nu e simplu să iei o asemenea decizie și nimeni nu își dorește să ia o asemenea decizie dacă ai putea să faci altcumva. Nu s-a luat peste noapte. Au fost nenumărate consultări, nu doar în interiorul CNAIR-ului sau cu alte autorități ale statului, referindu-mă aici doar și așa, enumerând poliția rutieră, Rom-Silva, fiindcă vorbim de păduri care țin de Rom-Silva, ci am făcut aceste consultări și cu firme private, firme care desfășoară lucrări de acest tip. Nimeni nu își asumă să facă lucrări la 70-100 de metri deasupra carosabilului, să facă defrișări la aceste înălțimi, să le facă noaptea în pădure, așa ceva nu se poate. Și să își asume că nu pică stânci sau nu pică pomi sau nu este pusă în viața șoferilor sau pasagerilor din fiecare mașină în pericol. Următoarea fereastră de oportunitate, să știți, în care se pot face aceste lucrări, care se execută în această lună, este mai iunie anul viitor. Vorbim de o zonă muntoasă. O zonă în care, în primul rând, primul argument, în iulie-august se lucrează 14 ore, deci e ziua lungă. Din septembrie-octombrie începe sezonul ploios. În momentul în care începe sezonul ploios, dincolo de durata zilei, deci nu ne-ar ajunge doar o lună, s-ar duce probabil la o lună jumate spre două, încep alunecările. Toate acele lucruri pe anotimpul ploios se dublează, se triplează toate acele alunecări, care oricum le știți că sunt și fără lucrări. Firma care a câștigat contractul are proiectare plus execuție. Deci nu sunt separate lucrurile, sunt împreună. Fiind proiectare plus execuție, în acest moment ei trebuie să facă acele studii geo. Ce le-am cerut noi în plus este că aceste defrișări să se facă pe o suprafață mai largă decât efectiv culoarul necesar pentru studiile geo, să nu venim în perioada, în perioada următoare cu alte restricții. Noi vorbim aici de despăduriri pe vreo 36 de hectare. Vreo 10 sunt cele care pun în pericol siguranța traficului pe Valea Oltului. Acele 10 hectare se întind pe o lungime de aproximativ, să zicem, 8 km de-a lungul șoselei, de-a lungul DN7. Sunt 8 puncte de lucru. Nu, probabil că sunt din puncte separate. În primul rând, când intri pe un drum de acces de acest tip, nu poți să intri în paralel. E un drum de acces pe creastă de munte și atunci intră un utilaj în față care face acest drum. Dar sunt 8 echipe. Nu e o singură echipă, sunt 8 echipe care lucrează efectiv la despăduriri. Pe 90% din lungime e asfalt, dar au vreo 3, 4, 5 puncte critice care, dacă sunt depășite, dăm mai repede drumul.